stabilită prin dispoziția primarului. Avem o propunere, o propunere de grafic pe obiecte, pe zile și obiecte. Comisia azi își va începe, practic e o ședință de deschidere a lucrărilor, vom da citire dispoziției primarului, a documentelor primare. Vom face o deplasare ulterior azi în teren, să observăm, să verificăm obiectivele, dar având în vedere complexitatea obiectivului, am împărțit pe zile și obiecte. Noi o să facem o propunere, dacă comisia desemnată va fi de acord cu ea, vom proceda, ne vom însuși acest grafic de lucru și sperăm că pe finalul lunii septembrie să finalizăm lucrările. Dacă, după cum știți, legal, comisia are trei opțiuni marșelate, de fapt două principale, admiterea recepției sau respingerea ei, dacă se constată anumite neconformități, poate propune suspendarea. Vom acționa conform legii, vom verifica documentele, stadiul fizic pe teren și vom lua o decizie.